13, bună ziua, trebuie să mă înțelegeți că noi aveam anumit așa secret medical a pacientului care nu poate fi divulgat nici de cum. Eu trebuie să vă spun de asta doar cuvinte generale, domnul Filat a suportat un traumatism fără consecințe grave. Deci nu am făcut investigațiile moderne ca oricărui om, oricine s-ar fi adresat, orice cetățean de Republicii Moldova, nu a făcut același lucru. Investigațiile prin computer, tomografia, oftalmologice și generale. Deci ele au indicat niște consecințe, repet, nu grave, pentru sănătatea dumnealui. Nu am indicat tratament care poate fi făcut la locul de detenție. El nu necesită internare la noi, noi am făcut lucrurile astea fără nicio fel de zestare. Dumneavoastră, semnificația nu nu, categoric, fiindcă este vorba de ceva, de exemplu, computer tomografia, nu orice instituție din țara noastră o are. Dumneavoastră, cum se simte? Cum să vă zic eu? Simte bineșor, fiindcă nu este grav. El a vorbit, el e conștient, el este adecvat, adică nu am văzut niciun fel de schimbări radicale, cunoscându-l, o persoană publică. La ce vă zic? De unde a apărut rama pe cap? S-a lovit. Să nu vă spărați, dar noi nu suntem, cum să zic eu, cercetași, boy scouts, noi suntem medici, noi trebuie să ne facem obligațiile noastre bine. Mulțumesc. 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 Asta închis.